Welcome, bună dragi curici! Astăzi voi juca Super Mario Run! Haideți să vedem cum este acest joc! Să apăs! Let's go! Ia uitați pe Mario, aceasta este lumea lui și vom intra în tunelul verde și voi începe să joc primul level. Eu de abia am început să joc jocul ăsta, nu sunt prea bună. Am jucat un pic primul acesta nivel să văd cum e. Și vedeți, crește Mario! Super, încerc să iau toate monedile, în special cele roz. Astea vreau eu să le iau în acest nivel, să văd dacă pot să iau pe cele roz pe toate. Pentru că am încercat de câteva ori și nu prea am putut. Ia să râd. Am luat-o și pe a doua, super. Mai avem încă 3 monezi roz. Acestea galbene, a treia. Cele galbene, vreau să le iau și acelea cât mai multe pot, dar cele roz vreau să văd dacă pot să le iau pe toate în acest nivel. Primul nivel, n-am reușit să iau aceea. Trebuie să sărim peste aceste monstre sau aceste ciupercuțe. Și încă monede roz, yes! Am luat-o. Încă câteva monede galbene și aici trebuie să sar cât mai sus. Numai 5. Dacă săream mai sus, primeam mai multe. Se înmulțește scorul, dar am terminat acest nivel și am luat toate cele 5 monezi roz. Vrem care este scorul, 150 galbene, toate cele 5 roz. Și să dăm nivelul următor. Și am luat și un rally ticket. Nivelul 2. Să vedem, ia uitați-vă acesta că este pe sub pământ și o grămadă de monezi galbene. Hai să încercăm să luăm cât mai multe, și flori care ne pot mânca. Și să încercăm să luăm această monedă roz, yes, am luat-o. Vreau să iau și poate acestea și să nu cad jos. Trebuie să intru în acest tunel verde. Ieșim pe partea cealaltă și trebuie să sar și să am grijă la această floare. N-am putut să dau cu capul de acel bloc. Să văd ce este înăuntru, sărim aici și uitați, care mai este o monedă roz aici, dar uitați, o monedă roz, dar am căzut, hai să vedem, am intrat din greșeală într-un fel, nu vreau să intru, vreau să mă întorc înapoi. Ce faină alunec aici, peste aceste ciupercuțe, n-am reușit să sar acolo, să trecem peste aceste flori care ne pot mânca și încă monedă roz, să văd dacă pe aceasta pot lua. Așa, am luat-o, ce bine. Să mergem în următorul tunel. Avem și timp. Mai am 42 de secunde. Să încercăm aici să luăm cât mai multe monezi. Câte pot lua. Mi-au rămas câteva acolo și am alunecat. Să vedem aici sunt, dacă vă reușiți să iau. Yes, am luat și a patra monedă, dar moneda cu numărul 2 roz n-am reușit să o iau pentru că am intrat în acel tunel din greșeală. Aici, acea floare m-a făcut mic, vedeți acum, și dacă mai mor încă o dată, voi fi transformat într-o bulă de săpun. Și dacă mor de 3 ori, este game over. Aici sare el singur peste aceste ciuperci și sar mai tare. Am sărit ori 7, tot e bine. Am terminat și nivelul cu numărul 3. Mario time! Să vedem, am luat 3 monede roz. Și zice că dacă colecționez 5, va da new placement. Ok, next. Să mergem la nivelul cu numărul 3, care tocmai a fost unlocked. Și să vedem cum este acest nivel, se pare că acesta va fi undeva în sky, în cer, în sky. Ok, să vedem, am crescut mare, sărim peste toate acestea, luăm cât mai multe monezi. Ar vrea să mă întorc, dar nu prea pot. Să vedem ce trebuie să fac, aceasta mă oprește și ca să pot să mă gândesc un pic unde merg sus, jos, încercăm să dăm cu capul în aceste hărămii, să vedem ce se întâmplă, cât mai multe monede, am vrut să merg în acel ring, în acel cerc de roz, dar n-am reușit și n-am reușit să iau nici o monedă roz până acum. Cred că acesta voi încerca numai să trec nivelul, să văd cum este. Am luat o monedă roz, ce bine, ia uitați aceste săgeți. Mă trimit înainte cu viteză, super, aceasta mă pot opri.
S-ar putea aceștia și cât mai sus. Oh, numai 4. Tot e bine? Dar steagul lui Mario se duce în sus și al lui Brawler se duce în jos. Oh yeah, Mario time! Haideți să vedem care este următorul nivel. Adă-mă o monedă. Roz, am putut să iau a cincea monedă. Și următorul nivel este castelul. Oh, bo-ho-ho! Zice că nu pot să treci de aici așa foarte ușor, dar am nevoie să colecționez mai multe ciupercuțe și monezi ca să trec la acel nivel, așa că haideți să jucăm altceva între timp, să jucăm un rally. Aici îmi aleg un oponent și mă joc împotriva lui, va fi o întrecere, să vedem. O alegem pe Camila și să începem. Voi da un bilet din acesta ca să pot să joc și haideți să vedem dacă o voi trece pe Camila să înceapă cursa. Ia uite, două ciupercuțe din acestea care mă fac mai mare și se pare că deja o întrec pe Camila sau suntem amândoi în același loc. Trebuie să merg cât mai repede și să colecționez și cât mai mulți bănuți, dacă se poate și bănuți roz. Și vă strânge cât mai multe ciupercuțe în acestea micute. Wow, coin rush! Uitați câte monezi colorate apar! Chiar ce frumos sunt! Păi, dar ce ai de-a monezi, ce de-a monezi? Se pare că Camila a rămas în spatele meu. Mi-a uitat de aici și un steag, am trecut de el. Mai am 27 de secunde. Ah, m-a lovit cineva și transformat într-un mare micuț. Trecești peste aceste ciupercuțe și nu a fost nicio ciupercă acolo care se transforme într-un mare mai mare. Aici sus sau jos? Sus, alegem sus și o monedă roz. Yay, am luat-o! Oricum și aici sus, vedem, găsim niște monezi galbene. Și mai sus, oprim, se fac, mai sunt 5 secunde. Cât mai repede, cât mai repede, uitați-o, strânge o căniță albastră. Yay, s-a terminat. Haideți să vedem cine a câștigat, eu, Fireflies sau Camila. Toad Tally, ia să vedem. Ce de-a punte, ia uitați-vă, descântele 46, 59, 126, 135, și să vedem acum. Și ea câte a făcut? Niciun punct! Dar ce-a făcut Camila? Care nici nu a fi jucat și eu sunt câștigătoarea! Uhuu! 180 de puncte și multe, multe ciupercuțe. Ia să vedem câte ciupercuțe vor intra în acel tunel. 18! Am 23! Și mai am nevoie ca să am 50, mai am nevoie și de cele albastre. Bun, să mergem înapoi la Kingdom și să intrăm și prin tunelul. Să vedem ce culoare are primul tunel. Știu că în acela parte n-am fost. Wow, artificii! Și am trecut la nivelul 2. Ok. Să vedem aici. Tunelul galben în acesta trebuie să intru. Dar să vedem dacă avem vreun cadou. Niciun cadou. Aici este unde poți cumpăra tot felul de căsuțe, zice welcome. Și au ajuns, avem new items, dar eu vreau să merg prin acel tunel galben. Prima oară să vă arăt Remix 10, se numește pentru că sunt 10 nivele, una după alta. O să vedeți cum mergem pentru a o să vă pe prințesa Daisy și va trebui să dau un ticket din acesta roșu ca să pot să concurez. Dar zice că pentru că este prima oară când concurez, voi concura pe gratis. O ciupercuță! Yay și wow! Uitați-vă la aceste monezi! Cum își schimbă culoarea, ce frumoase sunt! Și am văzut deja o loc! Wow! Acesta este cel mai mare steag pe care l-am luat. Am trecut de prima cursă, perfect! Următoarea cursă se pare că este sub pământ. Și uitați ce de monezi! Yay! Am luat una colorată. Și deci cât mai multe dacă reușesc. Aha, mi-a rămas una acolo, încă una colorată. Și aici mai este una, să vedem. Am luat-o, super. Și aceste sege, dacă nimeresc pe ele, mi-apar bănuți. Dar nu pot nimeresc pe ăsta, e, am reușit. Și acum mergem în următorul tunel. Am terminat și a doua cursă. Tot perfect. Cursa cu numărul 3 este în cer, în mor. În cer. Și deja s-a terminat. Ce rapid a fost aceasta. Și am luat toate cele 3 monezi. Sau monede colorate. Vedem sărim. Și uitați o steluță acolo. Oare cum ți-e această steluță? Sau aceasta vrem o altă. Uite, am luat-o. Și
am terminat și acest nivel. Și uitați ce frumos, schimbă Mario culoarea. Oh, și acum ce mai e Mario? Da, am căzut direct. Ups, Pangina, am început bine și am căzut. Eram cu acea ciupercuță drăguță. Wow, aici sunt flori în acestea care mă pot omorâ. Să încercăm să trecem peste ele fără să mă omoare. Și am trecut nivelul foarte rapid, dar nu am luat decât o monedă colorată. Nivelul cu numărul 7 este tot în nori. Wow, s-a deschis aici ceva și am crescut mai mare și am luat toate monedele și numai ori doi la acestea. Să mergem la nivelul numărul 8 și să vedem ce este aici. Sărim și luăm cât mai multe monede, cât mai multe. Acolo sunt niște flori și niște stăgeți care mă dau cu spatele. Ah, și am intrat într-o floare care m-a făcut mai mic, dar am luat ori 8. Am terminat și nivelul cu numărul 8, mai avem 9 și 10. Să vedem nivelul numărul 9, cum credeți? Wow, ia uitați ce este aici. Lava și foc. Să încerc să iau cât mai multe monede. Vreau să iau pe acelea colorate de sus, dar am reușit să iau numai una. Pentru că acest este fără de aici și m-a pus și micuț. Am luat o 3. Am terminat nivelul cu numărul 9. Să vedem nivelul cu numărul 10, cum va fi. Vedem tot în nori și ea n-am reușit să mă duc jos în acel cerc roșu. N-am reușit să iau nicio monedă. O, s-a terminat remix 10. Mario time! Ce micuț este! Și un bonus game, o să vedem ce este aici. Dacă dau capul, wow, multe monede. Ok. Zice că să joc aceste remix ca să iau decorațiuni și clădiri. Și să vedem cum am făcut. Ia uitați, acelea nivele perfecte. Unul a murit direct. Acelea așa și așa. Și să vedem câte 17 monede colorate. Nu e rău, nu e rău pentru prima oară. Zice că pot să iau un item foarte rar. Haideți să mergem înapoi la Kingdom sau la regatul meu. Și să mai jucăm, încă un rally, să alegem un alt oponent. Să vedem dacă acesta poate chiar va juca, nu ca și Camila de data trecută, care nu a jucat deloc. Pe cine să luăm? Pe acesta. Să vedem Toad Rally cu Liam. Și să începem, se pare că Liam chiar va juca. Am impresia că Mario lui chiar vede. Și să încerc să iau cât mai multe monede și să fug și cât mai repede ca să pot să-l întrec. Se pare că a rămas deja un pic în urmă. Am reușit să iau acea monedă roz. Dar aici este ciupercuță, dar deja sunt mare. Cele mai sus. Să vedem dacă pot să iei aici, am reușit, acolo a fost numai monedă. Liam este în spatele meu, sper că când voi întrece și am luat și această... Voi lua și am luat și această de fărbastră. Și acum, uitați ce s-a făcut noapte parcă. Și cred că iau multe puncte cu acest toy rush. Să vedem ce este aici. Am luat și monedă roz. Și încă o ciupercuță care mă face mai mare, încă monedă roz. Să vedem aici, să se vedem ce este în aceste cărămizi. Oare cum e? Oh, mai avem 7 secunde. Bă, dacă pot să iau aceea, n-am reușit, dar cred că l-am întrecut pe Liam. Și să vedem câte ciupercuțe vom strânge. S-a terminat cursa. Și să vedem câte puncte am. Ia uitați cum am. 16-22, se pare că are și el câteva, dar sunt puși înapoi, wow, are ce se întâmplă, de ce scad punctele? Cred că a murit acolo și s-au scăzut punctele. Și mi-a acolo înaltea unde am luat monezi, frumos. Să vedem ce am câștigat eu, 218 Fire Guys, este câștigătoarea. Și uite, așa de multe ciupercuțe care se vor adăuga la puntajul meu, plus 22, wow, am 45, îmi trebuie 50 în acelea roșii și 50 albastre. Iuhuu, și acum pot să schimb oponentul sau să merg înapoi la regat. Voi merge înapoi la regat și să vedem acele artificii despre clădirii. Iuhuu,
Oh, ce frumoase! Sper că v-a plăcut Mario Run! La revedere, licurici!